vede foarte urât. Se vede ștergătorul ăla albastru. N-am ce să fac. Ce? Sus la parâng, dragii mei, și acum coborâm înapoi către Petroșani și nu pot să fixez telefonul ca să stea pe suportul ăla. Se vadă mai bine. Să se vadă mai bine. Ia uitați, dragii mei, ce frumos e. Asta-i drumul care coboară de la parâng. Ia uitați ce priveliște minunată. Ia uitați. Vai, da, ce fain. Ce frumos e! Ia uitați, dragii mei! Trebuie să-l țin în mână, că n-am ce să fac. A venit toamna. Am vrut să-l pun aici, pe ăsta, să steie, dar nu vrea nici în ruptul capului. Nu știu de ce nu vrea pe suport să stea. Ia uitați. Se vede, dar nu se vede bine. Se bate tot pe capota mașinii. Și atunci mai bine îl țin în mână. Vai, dar ce frumos e. Ia uitați, dragii mei. Astăzi, în 21 octombrie, 2023, vai, dar ce culori, vai de mine! Aici au pentru telescaun, ia uitați, pentru telescaun. Mi l-a reșit pe soțul. Nu e concentrat soțul meu. Am fost cu el, am băut o cafeaua, un cappuccino. Ia uitați, dragii mei. Sunt foarte supărată că nu poate să stea aici telefonul pe ăsta. Pe suport. Pe suport. Sunt foarte supărată. Începe, începe și ploaia. Dar îl țin în mână. Îl țin în mână și asta e. Îmi plac culorile. Culorile de toamnă. Să vi-l arăt și pe prietenașul meu. Ia uitați-l aici. Prietenașul meu. Vedeți? Elefanțelul. Ia uitați. Asta e noua mașină, Suzuki Vitara. Cealaltă nu mai o avem. A fost Suzuki Ignis, asta nu. Ia uitați. Îmi place enorm culorile. Culorile de toamnă, vai de mine. Dragii mei, cât e de frumos, de frumos, a venit toamna, a venit toamna. Nu știu cum să-l mai țin, că mă duc și mâinile, să-l țin tot așa și-l mișc, fără să vreau.
Atâta vă arăt, dragii mei. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Și vă mulțumesc din suflet că vă uitați la videoclipurile mele. O zi binecuvântată, dragii mei.